Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Inaugurarea noii biblioteci municipale Radu Rosetti Onești. Locuitorii Văii Trotușului și Tazlăului au doi parlamentari, Cătălina Ciofu și Vasile Budacă. Proiect de canalizare la Gura Văii. Sâmbătă 13 aprilie a marcat o zi deosebită pentru comunitatea din Onești, odată cu ceremonia festivă de redeschidere a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea unui proiect amplu realizat cu finanțare europeană, locală și cu o importantă contribuție din partea Consiliului Județean Bacău. La festivitatea de inaugurare au participat numeroși oficiali și personalități marcante din viața publică locală și națională. Vreau să vă spun că astăzi se deschid porțile bibliotecii municipalul Radu Rosetti din Onești, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România. Aș vrea să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, care a fost alături de domnul primar Laurențiu Neghină pentru acest proiect și, de asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor, mai ales conducerii PSD. Și în încheiere aș vrea să invit toți oneștenii să vină la bibliotecă, să beneficieze de serviciile oferite gratuit, să-și facă permis pentru bibliotecă, iar pentru dumneavoastră vă invit în aura bibliotecii. Pe de altă parte, revenind la această investiție, sunt extrem de bucuros că văd astăzi un rezultat palpabil al colaborării noastre. De fapt, este un loc unde se întâlnește trecutul cu viitorul și domnul primar Neghină foarte bine l-a scos în evidență prin digitalizare. Vedeți dumneavoastră că partea de digitalizare se îndreaptă către viitor, dar să nu uităm că biblioteca înseamnă și partea de trecut și mirosul de carte, ceea ce nu te face să te duci cu gândul decât la un timp petrecut de calitate în acest obiectiv. Îi mulțumesc, domnule președinte, venea că a adus în discuție cele două proiecte, oarecum de suflet și pentru mine. Unul, Athletic Park, care nu vreau să detaliez aici, dar care va fi gata până la finalul anului. Și, nu în ultimul rând, de fapt, ceea ce leagă, să zic așa, Onești cu Bacău, e realizarea bibliotecii din Bacău. O bibliotecă mai mult decât necesară, o bibliotecă care nu va fi doar o simplă clădire, ci va fi o stare de spirit. Eu vă spun că e o combinație între vechi și nou și între o suprafață de 7.000 de metri pătrați care va îmbina un bărculeț cu un imobil extrem de primitor și extrem de îndreptat către viitor. De asemenea, valoarea de 32 de milioane de lei, o parte e obținută prin fonduri europene, o parte este cofinanțată de Consiliul Județean și asta înseamnă că partea cea mai importantă dintr-o administrație, pe cheia unei administrații, o reprezintă ca un indicator de calitate atragerea de fonduri europene. Biblioteca din Bacău se va finaliza undeva în 2025 și mă bucur că lângă noi o avem pe doamna viitor președinte al Consiliului Județean care va finaliza acest obiectiv. Va fi ca o trecere în timp, ca o continuitate care trebuie să se perpetueze la nivelul fiecarei administrații care merge bine
Și același îndemn îl am și eu pentru locuitorii din Onești, ca această administrație să meargă pe mai departe, că a făcut lucruri extraordinare. Extraordinare care au depășit cu mult cunoașterea la nivelul județului. Ați văzut, fără să am chiar nici cea mai mică, cel mai mic indiciu, în București deja se știe că Onești a depășit cu mult Bacău. Va fi o mare provocare pentru mine să încerc să ajung la nivelul Oneștiului. Și, în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc extrem de, să zic așa, prietenește vorbind domnului primar Nechelă pentru excelenta colaborare pe care am avut-o. Să știți că am avut foarte multe lucruri și încă mai am de învățat la dânsul. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes, domnule primar, și să dea Dumnezeu să ne vedem după 9 iunie în aceeași formă. După muncă susținută, iată că primarul comunei Guravăi, Silviu Tinei, a reușit să obțină finanțare pentru canalizare în comuna Guravăi. Prin programul național Anghel Salini am primit o finanțare de 300 de miliarde de lei vechi. Colegul a anticipat, vă dau în premieră contractul de execuție lucrări, am semnat contractul de execuție pe canalizare, vi l-am trimis pentru că e public, nu am absolut nimic de ascuns, nu știu câți dintre colegii mei au curaj să trimită un contract de execuție lucrări. V-a urmărit atent la discuție. Așa, îl aveți pe ecran, s-a fost semnat contractul de execuție lucrări pe canalizare, mai așteptăm un aviz de la mediu, care e cel mai important, fiindcă e vorba de stații de epurare, vă dați seama. Poți să citești data când a fost semnat? Vă rog. 06.03.2024. 6 martie 2024 a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări. Lucrurile deja sunt mai mult decât avansate. În următoarea perioadă, după alegeri, nu vreau să creez un disconfort foarte, foarte mare în comună, vom începe lucrările de canalizare. Acum, eu nu știu dacă pentru apă, să zicem, a fost ușor și oamenii au tolerat foarte bine. Cum credeți că va fi cu canalizarea? Dacă pentru apă am fost de acord să deschid șantiere în toate cele 6 sate odată, pentru canalizare, evident că nu voi face acest lucru. E complicat să gestionezi săpături pe toată comuna. Canalizarea implică puțin disconfort. Din punctul meu de vedere, e o necesitate, dar și o obligativitate. Odată ce ți intră apă în casă, undeva o dai. Iar canalizarea e următorul pas spre civilizație, să arăți o comună normală, să nu mai vezi fosele sau scurgerile pe drum, să nu mai mirosuri vara, să arăți o comună mai îngrijită decât e acum și să putem accesa după aceea, conform normelor în vigoare, 10 de kilometri de asfaltări. Fără apă, canal băgat în pământ, nici Uniunea Europeană, nici programele guvernamentale nu mai finanțează lucrări de drumuri. Am înțeles. Mă întorc un pic la apă și vă întreb un lucru. Sunteți branșați la rețeaua de apă care vine de la Onești, nu? Suntem branșați de la Raja. Să vă întreb. Suntem branșați de la Raja. Deocamdată noi nu întâmpinăm probleme pentru că avem rezervoare de magazinare și atunci când Raja are... Aveți rezervă proprie de apă? Avem rezervoare. Acum avem 600 de metri cubi rezervă de apă și încă 200 urmează a fi făcute, deci 800 de metri cubi. Dacă la Onești se ia apa astăzi, la Guravăi undeva peste vreo 3 zile se ia apa. Aoleu! Da, pentru Bravo. Că gestionăm situația și v-am spus cu tehnologie și dacă e nevoie într-un rezervor, apăsăm pe aplicație, împingem dintr-un rezervor în altul și calibrăm astfel încât consumul să fie proporțional. În parametri. În parametri. Iar dacă chiar considerăm că o să ajungă să rămânem fără rezervă de apă, oprim pompele. Ca să rămână pentru hidranți. Păi asta urma... Nu pot să mai întreb nimic, le anticipați, ați știut unde bate jurnalistul, dar ce veți face în caz de incendiu? Este un sistem foarte bine pus la punct din aplicație, așa cum v-am spus. În momentul în care rezervoarele ajung la o anumită cotă, se opresc pompele și acea este rezerva de apă doar pentru hidranți. Avem rețea separată. Deci rezervă strategică. Rezervă strategică pentru ISU. Da. Este rețea doar către hidranți merge. Înțeles. Da, ați gândit bine. N-am gândit eu. Au gândit-o proiectanții cu care lucrez și oamenii cu care mă înconjur. Am înțeles. V-a întrebat cineva mai devreme, deci canalul, vorbim și de canal, o să înceapă. Din toamnă! Fără niciun dubiu, canalizarea va fi un obiectiv realizat
în mandatul, mandatul viitor teoretic începe după 27 octombrie. O să-l vedeți în implementare imediat după jumătatea lunii iunie. Dar am zis că nu vorbim electoral, vorbim în așa, ca oameni, ca și gospodare. Noi mi-am planificat în a doua parte a anului, în septembrie-octombrie, să înceapă canalul. Da. Gata! Ce să mai avem discuții? Este o certitudine. Este o certitudine. Iar în cadrul proiectului, tot m-ați întrebat de rezervă de apă, în cadrul acestui, el poartă o denumire foarte pompoasă, că așa poți accesa acum proiecte, cu cât le numești mai frumos, cu atât sună mai bine la minister. Se cheamă Proiect Integrat pentru Modernizarea Rețelei de Apă și Înființarea Canalizării pentru Apa Menajeră din Comuna Gura Văi. Parte din proiect reprezintă înființarea unei stații proprii de captare, tratare și pompare ape. E pe modelul Raja la Unești, doar că la un nivel mai mic, e vorba de 7 litri pe secundă, care îmi va asigura apă atunci când, din vari motive, furnizorul Raja nu va reuși să ne livreze apă. Deci, cu alte cuvinte, dacă la Onești s-a făcut o rezervă pentru a, când crabul, să zicem, are o avarie așa, pe același model, noastră la Gura Văi a zis să fac și o rezervă că nu se știe cu ei. Exact. Are o problemă? Exact același principiu, doar la dimensiuni mult, mult mai mici. Bine, dar e Gura Văi pentru comunitate, nu se luase apa zilele trecute, mă rog, mai ceva timp în urmă la Onești, noastră aveați apă, erați bine și mersi. Da, eu vreau să investesc în chestia aceasta pentru că v-am spus, nu vreau să rămân fără apă niciodată. Bine, acum vorbiți ca omul care a fost trecut prin nevoi și prin griji. Nu neapărat, dar e bine să fii prevăzător. Corect, nu, dar nici n-ați avut. Să zici, doamne, am avut... Se mai întâmplă, dacă, cum a fost o săptămână luată apa la Onești, atunci nici eu nu mai am apă în rezervoare. Evident, se consumă, mai ales dacă e timp de vară, se duce și mai repede. Dar eu nu vreau să preîntâmpin chestia asta, vreau să fiu prevăzător și nu vreau să mi se întâmple niciodată. La școala gimnazială Scaral Longhin Doftean au fost distribuite către elevii școlii și structurile acesteia un număr de 250 de biciclete în cadrul proiectului național Pedale Salvatoare. Am avut ocazia să stau de vorbă cu mai mulți părinți în ziua când s-au distribuit aceste biciclete și am întâlnit oameni chiar care erau cu persoane cu venitul minim garantat. Așa. Cu lacrimi în ochi mi-au spus în felul următor: domnule primar, asemenea odor nu am avut în viața mea, în curtea mea. Acum fiecare după posibilitățile lor și nici nu-i judecăm, pentru că nu avem noi dreptul să-i judecăm. Dar sunt oameni muncitori, oameni care au avut doar un singur salar probabil și acum era bucuros că nepoțelul lui sau copilului a primit o bicicletă care ea are o valoare, dacă ne interesăm, fiecare 1.800 până în 2.000 de lei. Lucrul acesta mi-a spus reprezentantul Carrefour România. Așa este, că și am întrebat care e valoarea, că am văzut că sunt noi și sunt nefolosite, adică erau cu etichetă pe ele, ca să zic așa. Și a zis de la 2.000 de lei în sus, o bicicletă. Nu aș fi crezut că o firmă atât de mare din România poate să sponsorizeze și nu aș fi crezut și nici nu aș crede faptul că s-ar fi făcut de râs. Da, așa este. Am început cu acest proiect, vă zic, am trecut peste toate întrebările, cred că l-avem și pe asta la un moment dat, întrebarea aceasta, dar am zis neapărat să vorbim, e unul din cele mai emoționante proiecte. Da, așa este, vă mulțumesc. Pentru că mă uitam și la copii cât de bucuroși erau, aveau lacrimi în ochi de bucurie și v-am zis că am vorbit și cu părinți și cu asistenți maternali care au copii în grijă, spuneau, eu nu le puteam să-mi permit. Da. Nu puteam să-mi permit să iau așa. Și am și mai copii mai mici care vor învăța să meargă tot pe asta mare. Că asta e situația. Da, asta eu e viața. Am fost de acord de prima dată de când s-a inițiat acest proiect, dar eu vă spun realitatea pentru că am intuiția de așa natură să am încredere în proiecte. Dar în acesta, drept să vă spun, nu prea am avut încredere. Am văzut Serios? O valoare atât de mare, o valoare de 5 miliarde și un număr de 236 de biciclete, respectiv apoi 250 de biciclete. I-am spus, domnule, semnez, mă angajez în fața Consiliului Local că o să asigurăm materialele necesare, așa. Dar totuși până nu am văzut bicicletele descărcate în sala de sport, nu credeam. Deci nu credeam, mă gândeam la faptul că aduce biciclete undeva din afara granițelor țării, care ele au fost folosite, care ele au fost adunate undeva într-un loc bine special. Da, și aduse. Dar acum m-am convins și le mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-a acordat copiilor din localitatea pe care o conduc. Și mai e un lucru pe care vreau să-l menționez, care le-am zis și celor care au făcut această donație generoasă, puteau oriunde să meargă în România, oriunde. Da. Peste tot îți necază. Deci din toată țara au fost selectate 4 comune, printre care a fost prima selectată Dofteana și la Dofteana s-au dus un număr de 250 mai mult ca oriunde.
Acest proiect cu rol de intervenție comunitară pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar este inițiat de către Asociația Pastel în parteneriat cu Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, coordonator local Țifrea Lenuța, mediator școlar și profesor de religie cu primăria Comunei Dofteana reprezentată de primarul Ioan Bujor, cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Elevii și părinții sunt cei care s-au bucurat cel mai mult. S-au bucurat copiii când au auzit că vor primi biciclete, da? Da, foarte mult. Da? Foarte mult, pentru că vă dați seama, copiii asta așteaptă. De acum a venit primăvara. E un ajutor binevenit. Na, 2000 de lei o bicicletă nu e chiar nimic. Normal, nu oricine își permite. V-ați fi putut permite să le luați? Mai cu greu. Deci da, dar mai cu greu. A, niciodată, chiar nu am crezut, nici când am primit acele declarații, nu. Am crezut niciodată așa ceva. Ce vârste au copilașii? 13. Amândoi? El nu primește? Da. Bine, o să împartă. O să împartă amândoi. S-a bucurat? E fată sau băiat la 13? Fată. Cred că e super încântată. Da, da. Foarte tare s-a bucurat. Copilași, cum au aflat bucuria asta, vestea? Am doar unul care primește biciclete, ceilalți sunt mai micuți. Ceilalți se uită pofticios, așa. N-au ce face, că de-aia așteptă să-l vadă pe ăsta-l-altul. Care e așa. Cum a reacționat? E băiațelul, nu? Da, da. Cum a reacționat? Foarte bine, vă dați seama că vreau să primească biciclete, nu primește în fiecare zi. Da? Da. Știe să meargă pe bicicletă? Da. Da, da. A, s-a pregătit? Da, s-a pregătit, da, da, da. Oarecum rezervate, până au văzut bicicletele, au fost chiar și cadrele didactice. Cu siguranță acești copii ne dau energia pozitivă și cu siguranță putem spune că la Dofteana se întâmplă lucruri extraordinare. Am fost apreciați de curând chiar și de Inspectoratul Școlar, care au spus că n-au mai văzut așa asemenea proiecte și de o anvergură așa mare de mult și că Dofteana este într-un fel binecuvântată, ca să zicem așa. Eu nu știu care au fost criteriile pentru care a fost aleasă școala dumneavoastră, impropriu școala Scarlat Longhin din Dofteana, dar fiind director, na, e ca și școala dumneavoastră, dar cred că pot să intuiesc un criteriu, numărul mare de ele. În primul rând trebuiau să fie din mediul rural, da? A fost primul criteriu, după care a fost o mâna lui Dumnezeu, ca să zic așa. Deci în toată țara asta gândiți-vă câte școli sunt și noi am fost selectați din acest număr mare de școli. Eram în concediu la Felix, dacă e să mă raportez, am primit un telefon, am fost cât se poate de susceptibil, am zis că este o glumă pentru noi, dar uite că mare mi este minunea și văd astăzi cu ochii mei că se concretizează tot acest proiect. N-am crezut până nu am văzut tirul, până nu am văzut oamenii că au descărcat bicicletele aici și într-adevăr este o minune tot ce s-a întâmplat. E un număr mare, 250 de biciclete, e un efort financiar extrem de mare, e un efort și de timp și consum de energie, dar toate se fac cu oameni, toate se fac din suflet și nu pot decât să le mulțumesc. Se pare că Dumnezeu iubește mult această comunitate și mai important pe copiii, elevii acestei comunități, pentru că practic e o mână întinsă pentru a susține desfășurarea în bune condiții a actului educațional. Să ajungă copilul la timp, la ore, fără stres, fără emoții, nu e puțin lucru. Proiectul acesta este într-adevăr destinat reducerii abandonului școlar și prevenirii acestuia. Dacă e să ne gândim la perspectiva evitării aglomerației, da? Pentru că dimineața la 7:30, dacă veniți la noi la școală, o să vedeți o mare de oameni, de mămici, de tătici cu mașini și bine e că au venit aceste biciclete în comunitatea noastră, decongestionăm un pic și traficul, ne gândim un pic și la reducerea poluării, da? Pentru că se pune accent în ultima vreme pe acest aspect. De ce nu? Noi avem proiectele, dacă e să mă leg de școala de vară, școala săptămâna verde, școala altfel, unde an la rând am căutat biciclete ca să putem să desfășurăm activități în aer liber, la parcul dendrologic și alte locații, dar nu toți aveau, pentru că nu toți au posibilități financiare, au împrumutat, n-au putut să participe și așa mai departe, dar uite că s-a întâmplat minunea asta și anul acesta o să avem o mare, mare bucurie în aceste proiecte. Felicitări încă o dată pentru perseverență, pentru determinare și, de ce nu, la cât mai multe astfel de evenimente.
Mulțumesc tare mult, felicit încă o dată echipa care ne-a ajutat, care a fost în spate și în primul rând pe doamna profesor Lenuța Țifrea, care a fost sufletul din școala noastră, sufletul proiectului, care poate într-o zi a mâncat un covrig și o cană de apă, dar a făcut hârtiile la timp, a trimis tot ce i s-a cerut și a fost alături de copii și printre ei tot timpul. CSS Onești domină Cupa României la badminton cu 12 medalii. Weekendul recent încheiat a fost marcat de o performanță remarcabilă a sportivilor de la CSS Onești, care au strălucit la Cupa României la badminton, ce a avut loc la Bacău. Eforturile lor au fost răsplătite cu un număr impresionant de medalii, 12, ceea ce confirmă talentul și dedicarea echipei. Isabel Mazilu a fost una din figurile de frunte ale competiției, reușind să urce pe podium de 3 ori, locul 2 la simplu fete, locul 2 la dublu fete și locul 2 la dublu mixt. Performanța sa impresionantă a contribuit semnificativ la succesul echipei. Mihnea Vâlcu a demonstrat și el o formă excelentă, obținând locul 3 la simplu băieți, locul 2 la dublu băieți și locul 2 la dublu mixt. Contribuția sa valoroasă a fost vitală pentru consolidarea poziției echipei în clasament. Patricia Briceac și Vlad Stoica au completat echipa CSS Onești cu medalii de bronz. Briceac a ocupat locul 3 la simplu fete, locul 3 la dublu fete și locul 3 la dublu mix, în timp ce Stoica a obținut locul 3 la dublu băieți și locul 3 la dublu mix. Performanță solidă acestora a întregit palmaresul echipei și a consolidat prestigiul CSS Onești în lumea badmintonului românesc. Nu putem să nu evidențiem și contribuția importantă a lui Beniamin Ciurlică, care a dus echipa la victorie, obținând locul 3 la dublu băieți. Felicitări echipei CSS Onești pentru reușita excepțională la Cupa României la badminton. Performanțele lor demonstrează talentul și determinarea sportivilor și subliniază calitatea antrenamentelor oferite de profesorul Maftei Ștefan. Aceste rezultate impresionante nu fac decât să confirme faptul că CSS Onești este un nume de temut în lumea badmintonului românesc. Jandarmii din gruparea mobilă Bacău au acordat sprijin unui bărbat care și-a pierdut cunoștința în zona accesului pe stadionul din Iași. Jandarmilor din gruparea mobilă Bacău, aflați în barajul de prefiltrare din zona accesului pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, le-a fost atras atenția de un bărbat care se îndrepta spre poarta de acces a spectatorilor la meciul de fotbal dintre Poli Iași și FC Voluntari. Acesta a prezentat dificultăți de exprimare, respirație grea și în momentul în care jandarmii s-au apropiat de el și-a pierdut cunoștința. Jandarmii din cadrul compartimentului prevenire și combatere a faptelor antisociale al grupării de jandarmi mobile Bacău l-au ridicat și l-au așezat într-o poziție de siguranță pe o bancă din apropiere, au solicitat sprijinul echipajului de urgență din cadrul ISUJ Iași și au rămas alături de bărbatul inconștient până la sosirea acestora. Echipajul medical sosit la fața locului l-au stabilizat și l-au transportat la spital pentru investigații de specialitate. De puțin timp, locuitorii din zonele pitorești ale Văii Trotușului și Tazlăului au motive de bucurie și speranță, deoarece își găsesc reprezentare în inima democrației naționale, în Parlamentul României. Primul parlamentar deputat PNL este vorba de Cătălina Ciofu, iar cel de-al doilea deputat este originar tot din Comănești, este vorba de Vasile Budacă, deputat al Partidului Social Democrat, care a depus jurământul în fața alegătorilor, angajându-se să-i reprezinte cu demnitate și responsabilitate. Cu o carieră solidă în cadrul organizației județene Bacău PSD, Vasile Budacă este un om cu experiență și dedicare pentru comunitate. Cu activitate desfășurată timp de 15 ani de zile în această organizație, el vine acum să ofere o voce puternică și hotărâtă pentru nevoile și aspirațiile locuitorilor Văii Trotușului și Tazlăului. Am convingerea că rezultatele muncii din ultimii 15 ani sunt recunoscute și validate la cel mai înalt nivel. Este încununarea unor eforturi și strădanii de echipă alături de primarii și aleși din localitățile arondate, celor doi văi pitorești, a declarat Vasile Budacă, deputat PSD. Vasile Budacă promite să fie un avocat al intereselor și nevoilor comunității sale, pledând pentru investiții care să asigure dezvoltarea și prosperitatea localităților. Prin implicarea sa și angajamentul de a sluji cu onestitate și dăruire, el speră să aducă schimbări necesare și să facă ca vocea cetățenilor să fie auzite în forurile de decizie. Locuitorii din Valea Trotușului și Tazlăului încep o nouă etapă în parcursul politic, având în Vasile Budacă un reprezentant dedicat și determinat să le apere interesele și să-i reprezinte cu cinste și devotament în Parlamentul României. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Marți 23 aprilie, vremea se menține rece, cerul va fi noros, maxima zilei ajunge până la valori de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 8 grade Celsius. Miercuri 24 aprilie, vremea se menține rece, cerul va fi noros, vom avea parte de ploi pe tot timpul zilei, maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.